Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți anunță organizarea de concursuri pentru posturile rămase vacante în cadrul instituției. Este vorba despre 35 de locuri disponibile de agenți de ordine publică, 8 în mediul urban pe siguranță publică și patrulare și 27 de posturi de polițist comunal. Candidații trebuie să depună dosarele în volum complet, cu toate documentele, mai puțin fișa medicală, care urmează să se întocmească în perioada 19-27 octombrie 2016, aceasta fiind și data limită de depunere a fișei medicale la dosarul de concurs. Pentru a putea participa la concursul organizat de IPJ, candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții generale. Să aibă cetățenia română și domiciliul în România, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă capacitatea deplină de exercițiu, să fie apte din punct de vedere fizic, medical și psihic, aptitudinea sau inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne printr-o examinare medicală și evaluare psihologică potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale. Să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți, să îndeplinească condițiile de ocupare a postului prevăzute în fișa postului, să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist, să nu aibă antecedente penale. Înscrierile pentru posturile scoase la concurs se fac în perioada 3-7 octombrie în intervalul orar 8:30-15 la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți. Detalii suplimentare pot fi obținute de pe site-ul instituției la secțiunea Posturi scoase la concurs. Proba de evaluare a performanței fizice se va desfășura în perioada 7-11 noiembrie, iar proba scrisă de tip grilă va avea loc în data de 19 noiembrie, urmând ca rezultatele finale să fie afișate în intervalul 21-22 noiembrie.